Am vorbit despre rolul acesta extraordinar de mamă. Ce rol frumos să poți să pui în copiii tăi și să dăltuiești un caracter pentru cer. Sigur, îl plătești cu nopți, îl plătești cu energie, îl plătești poate câteodată cu sănătate, cu clipe bune, cu momente prețioase pe care trebuie să le sacrifici. Aș vrea să fac un pas înainte și să vă spun că rolul ăsta este cumva binecuvântat, dar nu este singurul. Mă uit la mama mea și știți că am făcut o bunică de aproximativ 7 ani. Știți cât e de important să fii bunică în casă? Să ai o bunică în casă. Deci vreau să vă citesc un verset. Sper să-l găsesc. Sper să fi pus semnul de carte corect. Se găsește în a doua epistolă lui Pavel către Timotei și spune: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Bunicii nu sunt altceva decât locul nostru în care ne regăsim identitatea. De la bunică pleacă identitatea noastră. Ea poate să spună de fiecare dată: mă, stai că în familia noastră n-a fost așa și știi de unde ești și îți cunoști rădăcinile. În urmă cu un an și ceva am îngropat-o pe bunica noastră, așa-i? Un an și ceva. Domnul a chemat-o acasă. A avut un rol extraordinar să ne spună Evanghelia. Scumpii mei, dacă suntem astăzi cu toată familia în biserică, este că o bunică care nu știa carte s-a rugat pentru noi, care mă punea să-i citesc din Scriptură, să-i citesc dintr-o carte care se numea Ciobănașul și să-i spun despre Domnul Iisus Hristos, pentru că își găsea plăcerea în Domnul Iisus Hristos. Mă simt extraordinar de bine să stau cu oamenii mai în vârstă și cu bunici și să-i întreb și am așa o sete să-i ascult, că au o desagă mare cu experiențe și pot sta cu ochii mari să-i ascult și să învăț. Așa am dragi sunt bunicii și bunicile, Doamne, sunt locurile de scăpare pentru copiii noștri. Așa învață copiii noștri cetatea de scăpare, să duc la bunica. Păi n-ai ce să-i spui și bunicii, trebuie să bați în rând pe bunicul, pe bunica, până ajungi la el, deja obosești. Să-ți aduce aminte și cât de față cu el, că ce mă, tu ai fost mai cu minte și știi că n-ai fost. Bune bunicile, sunt extraordinare, aș vrea să vă spun că ele sunt importante în planul lui Dumnezeu și să nu vă gândiți că sunteți neimportante bunicilor, nici nu știți ce importante sunteți. Cele mai tinere în rolul de mamă câteodată n-au timp să ruga, n-au timp să spună o vorbă bună, n-au timp să învețe. Dumneavoastră aveți că sunteți la pensie, fiți niște bunici extraordinare, pentru că biserica lui Dumnezeu are nevoie de bunici.